Bun găsit! Plenul Consiliului Județean Suceava s-a întrunit în ultima ședință ordinară din acest an. După ce au fost parcurse toate punctele de pe ordinea de zi, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut câteva precizări legate de proiectele care au fost demarate în județ în anul 2023. Președintele Flutur a făcut referire la axa prioritară 13, care prevede sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Suceava, județul, dacă a făcut cineva corectă, are circa 296 de proiecte aprobate, 350 de milioane de euro la revenire pe podium acolo sus. Foarte. Și aș vrea să trec în revistă marile proiecte, oameni buni, pentru că axa asta e una dintre ele. Toți s-au plâns că a fost concepută prost cu câte două județe. Știți bine ce înseamnă să fie altul lider de proiect și nu tu. Au avut probleme și la Vaslui și la alte părți. Din fericire o împingem și o să mergem și să dea Dumnezeu ca la jumătatea anului viitor să fie gata. Cam văd că se întâmplă treaba asta. Și aș vrea să cred că toți doriți să finalizăm acest proiect. Numai dacă cineva se gândește că Flutur mai pierde niște procente pe chestia asta, sunt pregătit să le câștig din altă parte, dar și de acolo. Dar nu asta e important și să le câștig ce succede. Doi. Axa 13, orașe mici. Noi le-am propus. Cât de criticați suntem seara, dimineața, pe Facebook-uri. Am cerut pentru orașele mici un proiect Axa 13. Uitați-vă bine. Vatra Dorne, Gura Humor, Fălticeni, Siret, Litei, Dolhasca, Solca sunt beneficiare din 29 de proiecte. Suceava are 9. Și întrebați pe ce? Pe școli, pe drumuri, proiecte pentru la Vatra Dornei. Cât asfaltează pe proiecte pe Axa 13? Ce Axa 13? Pentru orașele mici mono-industriale, care au fost fie miniere, fie forestiere și n-au avut alternativă. Deci, gândiți-vă numai la muzee, Cazinoul Băilor, Muzeul Lemnului, Hub-ul Cultural de la Gura Humorului, Muzeul de Istorie de la Siret, vă invit să vedeți, este o capodoperă, istoria Holocaustului. Biserici și mănăstiri, două la Dragomirna, Bogdana, Provota, sunt proiecte pe acest port. Dar sunt mult mai multe. Eu doar câteva și să trec în revistă ca să vedem totuși unde am fost și noi parte, într-o formă sau altă. Șeful administrației județene a prezentat și investițiile de la aeroportul Ștefan cel Mare, de la Spitalul Clinic Județean Suceava, precum și proiectele despre drumurile județene și autostrăzi, dar și cele din domeniul turismului. Câteva concluzii pentru acest an. Aeroport, oameni buni, terminalul de 4 milioane de euro pus în funcțiune. Capacitate de 1,5 milioane de pasageri. Alaltăieri am finalizat proiectul de 13 milioane de euro. Am finalizat acest proiect de 13 milioane de euro pentru gardul inteligent, drum. Și vă invit să vedeți dotări de ultimă generație, aparate utilaje pentru stins incendii, pentru depistarea de substanțe periculoase în aeroport și așa mai departe, camerele de securitate. Astea trebuie, cum să spun eu, explicate bine, astea vor face să vină operatori, că am văzut și sigur, sunt un politic despregătit. A plecat parte din Uiză, totul vinovat, să plătească. Dar la Timișoara, cine e vinovat? Că și de acolo s-au retras parte. La Cluj s-au retras parte. Vin alții, suntem în tratative. Ilsu, avem hârtie să reducem la 150 de metri gradul de vizibilitate. Ne-au dat o romanță acum recent. Sunt realizări cu care trebuie să ne mândrim și să vorbim despre ele toți. Spital. L-am făcut clinic universitar noi în acest an. Noi l-am făcut, da? Am adus să facem funcțional să vină smurdul, să n-avem nevoie. Dar, cum spuneau doctorii ieri, dacă din 250 de cazuri pe zi, 15-20 trebuie să meargă în accidentele de circulație un elicopter să ridice. Și vom termina și centrul aeromedical de la Câmpul Lung. Și vor funcționa și astea. Știți bine că am avut probleme, am avut contestații legate de locații și așa mai departe. Nimic nu se naște ușor. Cumva s-a închis și toată plângerea penală la groapa de gunoi de pe Mestecăniș. Știți bine ce a fost și acolo. Ca să nu dezvolt mai mult lucrurile astea. Dar foarte multă retorică
a fost și cu multă otravă venit și patimă contraproductivă. Drumul. A vorbit de drumul axial. Banii, 30 de milioane de euro pe axă, îi cheltuim rămân, banii din excedent, am gestionat-o corect. Am văzut că erau tineri în spațiu public, că o să ne ia banii, nu o să ne ia, că i-am cheltuit. Deci am făcut toate lucrurile astea, zic eu, cu un management corect. Ca să nu mai vorbesc de alte drumuri de anul acesta. Sirec Frătăuțile, Vilca, Poșna, Slatina, Hârtop, Pleșa, sunt câteva dintre ele. S-a terminat proiectul de la varianta ocolitoare Gura Humorului. Unii hodiniți scriu pe Facebook. De ce n-a făcut Fluturi varianta? Pe varianta asta e regim de autostradă. Eu am cerut-o Ministerului Transportului să ne dea nouă. Să putem să scurtăm durata. Suntem acum, le-am pus în brață, CDE-ul de la CNIR a aprobat varianta ocolitoare. Așteptăm Ministerul de aici încolo să dea aprobarea ca să începem procedurile. E mare lucru dacă se rezolve parte din autostrada Nord. Zilele astea aștept să semnăm contractul cu Ministerul Transporturilor să ne ocupăm de proiectare autostrada de la Suceava până la Humor anul. Că a făcut-o o firmă care a abandonat-o cu greșeli, cu CNIR au făcut. Și a zis că ne asumăm noi. S-a finalizat și s-a semnat contractul pentru studiul drumului expres Suceava-Botoșani. Am făcut și asta. Din vreo 90 ceva de firme care au participat la licitație, avem și aici câștigătorul și știm despre ce este vorba. Oameni buni, a șaptele, iară discuție. E gata studiul de fezabilitate depus la București, Bașani, Suceava, Suceava, Sireș, și ăsta e gata, nu așteptăm de la ucraineni avizul Ministerului Mediului, că așa se spune, la 30 de kilometri de frontieră, ai nevoie de Ministerul Mediului din țara vecină. Am făcut demersurile și acolo. Pe turism, avem primul EMD din România făcut, Bucovina, îl avem. Ne-am întâlnit de mai multe ori. Uitați-vă în alte părți să vedem dacă au făcut careva OMD-ul. L-am făcut, da? Transfrontalierele. Uitați-vă. Ce pipizoare sucede. Uitați-vă cu Spitalul Scintigraf. Uitați-vă ISU cu dotarea cu utilaje pentru intervenții la înălțime și așa mai departe. Sunt aproape toate finalizate. Pe Anghel Salini. Indiferent cine se laude, să se laude. Sunt proiecte de 600 de milioane de euro în județul Suceava pe Salini. Dragii mei, numai pe gaz metan, 59 de primării au proiecte pe gaz metan pe Anghel Salini. Plus Dorna de mâine, că am stat de capul lor și mâine, în drum, aprindem flacăra la Vatra Dornei, sunt niște realizări care erau trecute de Cârcotaș în decalogul Flutur. Sunt de acord și accept că sunt politic, dar lăsați-mă să mă răbăresc și eu la sfârșit de an și să spun adevărul. Sigur că sunt multe de discutat. Una cu alta, pe mine mă încurajează toate astea. Aștept de la Guvern hotărârea pentru Spitalul de Copii. S-a întârziat foarte mult. E proiect de 100 de milioane de euro, pe care, mai mult de 100, pe care îl așteptăm. HG-ul trebuie să vină. Și sigur că și multe alte proiecte, dar astea toate le vom face împreună. Un sfat, prieteni. Oricât ar veni la orizont anul electoral, cel mai distructiv lucru e când ne uităm mai mult la zimutul politic decât la cel al interesului populației. Și în prima dată eu spun mie asta. Sunt pregătit să rămân în registrul de administrație, dar dacă mă provocați, vă promit că foarte repede știu să trec și eu pe celălalt canal.